publică despre acțiune Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europenei din ultimele două săptămâni, mă voi axa pe două subiecte care au devenit prioritare pe agenda Ministerului în contextul gestionării crizei de COVID-19, și anume 1. Facilitarea revenirii în țară a cetățenilor Republicii Moldova aflați în străinătate cu titlu temporar și care au fost afectați de măsurile de restricție a circulației, inclusiv a celei aeriene. 2. Susținerea eforturilor Guvernului Republicii Moldova în mobilizarea asistenței externe pentru lupta împotriva pandemiei cu noul coronavirus. La primul subiect vreau să anunț cu mândrie că grație eforturilor diplomaților Republicii Moldova, a Guvernului, a sprijinului partenerilor externi, datorită dialogului bilateral și multilateral intens pe care l-am avut, am reușit în termen foarte restrâns, în aproximativ o lună, să organizăm 130 de misiuni de repatriere, dintre care 40 pe cale aeriană și 90 pe cale terestră, în rezultat 15.324 de cetățeni ai Republicii Moldova au ajuns în siguranță acasă. Totodată, menționez că numărul cetățenilor care au solicitat asistență de repatriere prin intermediul chestionarului online pus la dispoziție de misiune diplomatice, prin intermediul liniei ferbinți a Ministerului, prin alte mijloace, rămâne în continuare unul destul de mare. Din acest motiv, ne vom concentra pe aceste misiuni de repatriere și în următoarele săptămâni. Conform deciziei numărul 18 din 15 aprilie, Comisia pentru Situații Excepționale a autorizat noi cursuri charter. Prima, chiar astăzi, va fi operată din Londra, mâine pe aeroportul din Chișinău. Vor ateriza alte două aeronave, una din Milano și alta din Moscova. În data de 24 aprilie vor fi operate două cursuri aeriene de repatriere din Franța, mai exact din Paris și Nisa. În data de 25 aprilie, alte două curse vor repatria cetățenii noștri din Moscova și din Barcelona. Pentru săptămâna viitoare, la fel, programăm noi curse avia charter din Londra, Paris, Roma, Milano, Moscova, Istanbul și Dublin. La fel, și este important să menționez, că depunem eforturi să organizăm o cursă charter avia din Statele Unite pentru a repatria cetățenii din zona Americii de Nord. Precizez că, în conformitate cu procedurile stabilite anterior în dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale din 31 martie, de bilete pentru aceste curse beneficiază cetățenii care s-au înscris în listele de așteptare ale misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare prin completarea chestionarului online pus la dispoziție. Prioritate la includere pe listele de pasageri o au studenții, persoanele aflate la tratament medical și cetățenii aflați în dificultate extremă. Acest lucru nu înseamnă însă că ceilalți cetățeni ai noștri vor fi lăsați fără grijă și atenția noastră. În ultimele săptămâni au fost în continuare înregistrate multiple cazuri în care cetățenii noștri au rămas blocați la frontieră. Grație acțiunilor rapide ale misiunilor diplomatice am reușit să deblocăm situația, ajutând acești cetățeni să revină în siguranță acasă. Dar, și aici o să apelez la o înțelegere pur omenească, situații neprevăzute pot exista, noi facem un apel la calm și reiterăm îndemnul nostru general către cetățeni să evite călătoriile care nu sunt absolut necesare. Și în următoarele săptămâni, deplasările sunt în continuare dificile prin prisma restricțiilor impuse de statele de tranzit, iar posibilitățile de asistență din partea misiunilor diplomatice pot întârzia. Mai mult, suntem cu toții conștienți că deplasările pot constitui un factor suplimentar de propagare a infecției cu COVID-19, punând astfel în pericol siguranța cetățenilor moldoveni din afară, dar și a celor de acasă. Sperăm mult că repatrierea cetățenilor noștri va fi mai ușoară, în
perioada imediat următoare, având în vedere că mai multe state ale UE, mai ales, ar putea relaxa în timp apropiat măsurile de restricție a circulației impuse. Punctul 2, referitor la mobilizarea asistenței externe, vreau să informez și despre activitatea Ministerilor Afacerilor Externe și Integrării Europene de susținere a eforturilor Guvernului în mobilizarea asistenței externe pentru lupta împotriva pandemiei cu noul coronavirus. În perioada acestei crize, care din păcate nu s-a finalizat, suntem martorii unei manifestări de excepție a solidarității globale, a demonstrației solidității parteneriatelor strategice și a relațiilor profunde de prietenie pe care le avem cu multe state. De la începutul crizei, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a adoptat un plan de acțiune în acest sens, care prevede explorarea oportunităților existente atât pe dimensiunea bilaterală cât și multilaterală. În context, misiunile diplomatice ale Republicii Moldova au lansat apeluri către partenerii externi în vederea obținerii suportului necesar pentru consolidarea capacităților sistemului medical național în lupta cu această pandemie. Eforturile diplomatice depuse în sensul mobilizării asistenței externe deja dau rezultate. La această etapă am reușit să obținem asistență din partea mai multor state, lista cărora se actualizează pe măsură ce primim răspunsuri la solicitări. În egală măsură sunt valorificate și oportunitățile de asistență anunțate în acest sens pe platformele organizațiilor internaționale. Orice suport care vine din afara țării pentru a ajuta Republica Moldova să gestioneze eficient pandemia cu coronavirus, pentru a ajuta sistemul medical, pentru a ajuta la înlăturarea consecințelor pandemiei asupra economiei, este extrem de important. Toți cei care susțin Republica Moldova merită gratitudinea noastră. Cu acest prilej, exprim mulțumiri statelor și organizațiilor internaționale care au oferit asistență pentru Republica Moldova în condițiile pandemiei și le voi lista în ordine alfabetică. Austria, Cehia, China, Coreea, Elveția, Federația Rusă, Franța, Japonia, Letonia, Polonia, România, Statele Unite ale Americii, Suedia, Slovacia, Turcia, Uniunea Europeană, ONU. Ajutorul partenerilor internaționali este mult apreciat la Chișinău. Remarcăm la fel cu deosebită apreciere modul extraordinar în care s-a mobilizat diaspora moldovenească din străinătate, consulii onorifici, companiile private care s-au alăturat inițiativelor de susținere a sistemului medical. Au venit cu donații directe către spitalele din Moldova, donații de măști, echipamente de protecție, aparate specializate, ventilatoare pentru respirație artificială și transferuri bănești. Așa cum am menționat anterior, apreciem foarte mult asistența oferită de Uniunea Europeană în această perioadă dificilă, care vine să sprijine eforturile țării în contracararea crizei epidemiologice și consecințele acesteia. Ajutorul sau asistența acordată este una sistemică și de durată, care prevede atât măsuri imediate, precum și un program amplu pe termen mediu pentru susținerea redresării economiei. Din rândul acțiunilor imediate, voi menționa în special eforturile pentru realocarea fondurilor din programele curente implementate de UE în Republica Moldova în valoare de 87 de milioane de euro. În următoarele zile, la Chișinău va ajunge și echipamentul și produsele procurate de către OMS din fonduri alocate la nivel regional de către Uniunea Europeană țărilor din parteneriatul estic. La fel, în această perioadă, o atenție aparte este acordată de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene continuării discuțiilor privind obținerea asistenței macrofinanciare din partea UE. Sperăm mult în următoarele zile să avem mai multe informații la acest subiect. Vă mulțumesc mult pentru atenție!